Domnule primar, domnule viceprimar, domnule deputat, dragi invitați, iubiți frați întru Hristos, să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această zi. Iată cum ne iubește Dumnezeu, cum ține cu noi. Cum ne mângâie Dumnezeu cu razele acestui soare frumos de aproape mijloc de aprilie, astăzi când toată creștinătatea sărbătorește. Noi creștini ortodoxi astăzi sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. Intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim, după ce cu o zi înainte a săvârșit o mare minune, și anume învierea lui Lazar, care era deja mort de 4 zile, i s-a dus vestea și în momentul în care a ajuns în Ierusalim, oamenii l-au primit ca pe un împărat, pentru că se gândeau că el va veni și va fi un împărat lumesc al acestei lumi, care îl va conduce poporul evreu către dezrobirea de sub romani, ei neînțelegând că de fapt împărăția lui Hristos era împărăția cerurilor. Tocmai de în această cauză, cei care astăzi l-au primit cu Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana, într-un cei de sus, că așa a fost primit Hristos, Mântuitorul Hristos în Ierusalim, peste câteva zile, pentru că iată urmează săptămâna mare pentru noi creștini ortodoxi, vor fi împotriva lui Hristos și vor striga, răstignește-L, răstignește-L. Și asta așa ca și o pildă și pentru noi, oamenii, cât de repede ne schimbăm așa perspectiva noastră, știți? În momentul în care ne bucurăm de prezența lui Hristos, venim în Sfânta Biserică, venim lângă El și când vine prima încercare peste noi, de multe ori, cât de ușor ne debarasăm, să spunem așa, ne rupem ceea ce nu este bine. Pentru că Dumnezeu știe ceea ce este mai bine pentru noi. Când zicem rugăciunea Tatăl nostru, cum zicem? Știți că noi în rugăciune ne place să cerem. Dă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, dă-ne. Și nu ne mai oprim. Și rugăciunea Tatăl nostru, când spunem, spunem așa. Facă-se voia Ta. Așa zicem. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și iată voia lui Dumnezeu astăzi pentru toată creștinătatea. Mai ales că, așa cum am spus, ziua de astăzi are o dublă, iată, semnificație pentru creștinism. Ortodoxii sărbătoresc florile și frații noștri romano-catolici sărbătoresc Paștile. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Este o bucurie pentru noi când a fost anunțat că în acest an această cruce de flori. Crucea care simbolizează dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, asta înseamnă crucea, nu înseamnă altceva, înseamnă dragoste. Cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii, cât de mult iubește Dumnezeu oamenii, că l-a răstignit pe Hristos și pe cruce fiind Hristos, se ruga pentru oameni, Doamne iartă-i că nu știu ce fac. Și acum, de câte ori îl răstignim așa cu răutățile noastre, Bunul Dumnezeu, iată, nu-și întoarce față de la noi. Și este mereu prezent în încercările, în necazurile, în coborâșurile noastre, așteptând să ne lipim crucea noastră de crucea Sa. Pentru că așa va fi mai ușor să ne ducem și noi crucea. Mulțumim domnului primar și primăriei pentru frumoasa implicare și colaborare în toate evenimentele pe care le organizăm, să spunem așa, împreună. Astăzi este o zi de sărbătoare și cât de frumos este când, iată, mai mari orașelor și ai satelor împreună cu noi, suntem aici, împreună cu noi, cu credincioși și cu toți oamenii, iată, care îl iubesc pe Hristos, veniți astăzi în întâlnirea tainică cu Hristos care ne intră în Ierusalim. Vom face rugăciunea, dragii mei, care s-a citit și dimineață când s-a sfințit Salcia, iar apoi o să începem cu copiii imnul la flori, că așa se numește. Copiii noștri care vin la întâlnirile noastre catehetice și cărora le mulțumesc pentru toată osteneala care o fac atunci când cu toată dragostea lor vin și
reușim să facem tot felul de lucruri frumoase alături de ei. Iată, astăzi or să vină și cu vocile lor frumoase o să vă interpreteze câteva pricezne. De aceea, în timpul primei pricezne, când noi o să cântăm imnul la flori, atunci o să vă invităm așa, liniște pe toți, să venim și să punem flori, da? Pe această cruce făcută atât de frumos aici în fața catedralei, simbol al Hunedoarei, Catedrala Sfinții Împărați. Și vom face rugăciunea. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce șezi pe heruvim, Cel ce ai arătat puterea Ta și ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea, prin îngroparea și prin învierea Sa, și acesta venind în Ierusalim spre pătimirea cea de bună voie, poporul Cel ce ședea în întuneric și în umbra morții, luând semnele biruinței, ramuri de copaci și stâlpări de finic și flori, i-a prevestit învierea. Însuți, Stăpâne, păzește-ne și pe noi, care urmând acelora, purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte prăznuire. Și precum pe acele popoare și pe acei prunci care ți-au strigat ție, Osana, apără-ne și pe noi, ca prin laude și cântări duhovnicești, să ne învrednicim de dătătoarea de viață înviere cea de-a treia zi, întru Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste flori, aceste stâlpări, prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste flori, această salce, prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste flori și aceste salce, prin stropirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste flori și aceste salce, această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste salci, aceste flori, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc aceste flori, prin această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă la Dumnezeu pentru toate, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Și acum un scurt program de pricezne. Așa cum a spus, începem cu imnul la flori. În timp ce cântăm, o să vă invităm să puneți aceste flori frumoase aici, pe această cruce. Să facem o floare frumoasă care binevestește învierea lui Hristos. Floarea sufletului nostru. Amin. Salim.
în zasim. Haideți! De popor e așteptat ca un mare împărat, o minune. De popor e așteptat. Că Hristos împărat vine, o minune! Osana dintr-o înălțime, că Hristos împărat vine, o minune! Pruncii cu stâlpări în mână, cântă cu toți Osana dintr-o înălțime, că Hristos Dumnezeu vine, o minune! Osana dintr-o înălțime, că Hristos Dumnezeu vine, o minune! Bravo, copii! Asta și aplaudăm! Și acum, pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stele strălucesc. O altă superbă priceaznă, care o cântăm mereu după Sfânta Liturghie. Ei bunul suia, ei iconostase, ei bunul suia.
Mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca a ta. Ai textul acolo? Copii. E simplu. O durere așa de mare ca ta. Haideți toată lumea. N-a mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca ta. Sub a crucii grea povară Iisus cade a treia oară. N-a mai fost cândva sub soare o durere așa de mare ca ta. Pentru a noastre căderi în păcate și greșeli n-a mai fost mulțumim din tot sufletul. Eu auzit Dumnezeu acolo în ceruri. Mulțumim. Și acum aș vrea să o invit în fața dumneavoastră pe Elena.
Elena, care o știți de la noi, de la strană, care cântă atât de frumos, dar care lucrează și în slujba cetățeanului în cadrul primăriei municipiului Hunedoara. Și atunci Elena, cu toate emoțiile ei, o să-i dăm microfonul să ne cânte și ea o priceaznă, pentru că are o voce deosebită. Să vă mulțumim.
Părinte, ne zici și tu? Da? Am bun. Atenție! Părintele Daniel Bembia. O voce deosebită. Cred că e una dintre cele mai bune voci așa din preoție. Tot timpul l-am lăudat ca să cânte frumos. Hai să vedem. Are un text superb această preceasnă. Să nu te părăsesc pe vecină, mântuitorule meu, slava vie, chiar dacă ar trebui pe lume să părăsesc tot ce-am iubit, să părăsesc tot ce-am iubit, să pot chiar părăsi părinții și casa-n care m-am născut. Pe tine însă niciodată, nici chiar pe un drum nescunoscut, nici chiar pe un drum necunoscut. Să pot să mă despart de locuri și lucruri cât mi-ar fi de drag, de tine însă niciodată, pe ori și unde mă atragi, pe ori și unde mă să ființe scumpe, să pot ce mai de presă las, pe tine însă niciodată, ci să-ți urmez cu orice pas, ci să-ți urmez cu orice pas. Aceasta-mi e și rugăciunea, și te-am mai mântuitorule meu, în veci mântuitorul meu. Și acum copii, atenție! Prea sfântă născător, doi, trei și prea sfântă născătoare a Domnului Hristos, cu multă bucurie noi îți cântăm frumos.
frumos. Tu ești o rasă dulce, un sfânt margaritar. Tu ești o floare scumpă și cel mai mare dar. Foarte bine! Decât toți heruvimii, mai mult noi te cinstim. Hai copilași! Și decât serafimii, mai mult te preamărim. Ca zorii dimineții, așa te-ai arătat. Și pe stăpânul vieții în brațe l-ai purtat. Ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, așa tu, Maică Sfântă, strălucitoare ești. Biserica cea înfită și Rai dumnezeiesc, prea sfântă născătoare a mirelui ceresc. Duruga noastră în ceruri, la Fiul tău iubit, și spune-i, Maică Sfântă, că noi mult am greșit. Dar roagă-l să ne ierte, așa cum ai iertat pe atâția păcătoși în lume cât a stat. Te-or ferici într-una toți cei de pe pământ, căci tu ai fost aleasă să naști pe Fiul Sfânt. Bunul Dumnezeu să ne primească rugăciunile, să ne primească jertfa. Să știți că domnul primar a spus că nu vrea să zică nimic, știu că, dar vreau să vă ne spun așa și dumnealui sărbători fericite și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să li dea putere și lui și la toată echipa lui, ca în continuare, iată, să mergem înainte frumos cu orașul acesta al nostru. Să uită alții cu jin la noi, să știți. Eu mă bucur din tot sufletul că eu m-am măritat în Hunedoara și când am venit, nu era prea ok, dar acum chiar mă bucur că stau în orașul ăsta. Doamne ajută, Părinte, dragi credincioși, mă bucur că suntem împreună la acest mic eveniment pe care îl organizează primăria la o idee mai veche a maestrului Constantin Zgâmbău și să ne bucurăm cu toții de această zi frumoasă. Ne cerem scuze pentru disconfortul din fața catedralei, dar urmează să reluăm munca odată cu această vreme superbă și cât de curând o să reluăm munca și aici în parcul din fața catedrale, în așa fel încât toată zona aceasta să fie reabilitată la niște standarde deosebite și, evident, nu ultimul lucru, nu în ultimul rând, dar ne rugăm împreună ca cei de la Compania Națională de Investiții să ne finalizeze un alt proiect. Este vorba de reabilitarea Catedralei Sfinții Constantin și Elena, iarăși o construcție deosebită, titorită de deputatul Constantin Bursan. Așa că, Părinte, cu cât ne rugăm cu toții mai mult, cu atât Dumnezeu ascultă rugile noastre și sper să fie totul bine. Doamne ajută! Sărbători fericite tuturor! Sărbători fericite, vă îmbrățișăm cu drag și la mulți ani, la toți care poartă nume de flori, Floarea, Florica, Viorel,
Narcisa și așa mai departe. Vă îmbrățișăm, sărbători fericite și vă așteptăm la Sfânta Biserică pe toți în Săptămâna Mare. Amin. Hosanna dintr-un înălțime, că Hristos împărat vine. O,